Astăzi suntem la Deveselu, o localitate din județul Olt, din sud-vestul județului Olt. Suntem la cea de-a treia ediție. Am dorit să facem aceste ateliere. Noi le-am numit generic atelier al CEDO Deveselu, atelier de agricultură, pentru că avem foarte multe culturi. Practic vrem să ne închidem pe un ciclu de rotație de șase ani, să scoatem cei mai buni din fiecare cultură într-o rotație care să poată să permită culturilor să-și exprime adevăratul potențial. Știm foarte bine că o rotație scurtă pune o presiune foarte mare pe potențialul culturilor, pe combaterea bolilor, a dăunătorilor, dar și în mod special al borienilor, borieni care în ultimii ani sunt din ce în ce mai prezente în culturile noastre și mult mai scump de combătut. Vorbesc în special de borienele gramine, foarte bine adaptate condițiilor din zona de sud a României, mai ales din zona aceasta. Astăzi, după cum se vede în aceste ateliere, în microloturi, soiurile se prezintă bine, mulțumitor pentru această etapă. Tehnologia este una care poate fi utilizată sau poate fi accesată de majoritatea fermierilor, pentru că în acest atelier trebuie să prezentăm lucrurile așa cum sunt. Nu trebuie să avem ajutor cu irigații sau cu produse care să ne aducă un spor de producție în orice condiție. Trebuie să prezentăm tehnologii care pot fi accesate de marea majoritate a agricultorilor, pentru că asta ar fi rostul acestor întâlniri. Este încă un an în care avem de învățat. Boruiem problema. Care a fost presiunea de boli? Am văzut prezente, cu toate că am făcut tratamente, dar am zis un program echilibrat de protecție fitosanitară, am văzut presiune de rugină. Nu atât în așa măsură încât să avem probleme, dar sub pragul economiei de dăunare. Dar putem trage observații și putem prezenta colegilor noștri fermieri care sunt lucrurile ce sunt bine de avut în vedere în protecția culturilor, mai ales în zona aceasta. Nu trebuie să ne luăm întregi cu natura și noi trebuie să facem tot ceea ce depinde de noi, prin lucrările solului, în primul rând, printr-un semănat de calitate și, în primul rând, la cereale păioase. Să avem în vedere să nu mai semănăm foarte adânc aceste semințe, densitatea de semănat. Trebuie să înțelegem că trebuie să semănăm boabe germinabile pe metru pătrat, nu kilograme. De aceea trebuie să avem o sămânță care este pregătită corespunzător. Apoi, pe lângă pregătirea corespunzătoare a seminței, avem în vedere un tratament. Pentru că tratamentul înseamnă atât fungicid, cât și insecticid. Mai ales că acum nu mai avem voie să utilizăm neonicotinoidele, trebuie să avem în vedere că un insecticid pentru protecția față de dăunătorii din sol, mă refer aici în primul rând la viermii sârmă, și am văzut în această primăvară foarte multe sole compromise de la atacul viermelui sârmă, atât la porumb, cât și la floarea soarelui. Deci, un tratament cu un insecticid, cum avem aici prezentat în tehnologia noastră Langis, fungicidul Amiral, care împreună cu Langisul și microfertul, un fertilizant foliar care e prezentat ca starter, el dă o valoare mai bună procentul acestui tratament, deoarece pe anumite soluri știm foarte bine că piretroizii se descompun foarte rapid. Deci trebuie să dăm valoare unui tratament, trebuie să știm totul despre solul nostru ca tratamentul să-și găsească pe deplin investiția. Este o platformă unde s-a aplicat o tehnologie de fermă, o tehnologie economic rentabilă, nu s-a aplicat nimic deosebit față de ceea ce facem în câmp. Iar aici fermierii pot vedea exact cum evoluează și cum se comportă aceste zeci de soiuri, atât de greu cât și de orz și celelalte cereale păioase. Rezultatele sunt destinate fermierilor iscusiți al CEDO. Toată munca pe care eu o realizez aici o fac pentru fermierii noștri, pentru ca aceștia să aibă parte de cea mai bună consultanță, care este aceea realizată în câmp, în condiții normale și în condiții aplicabile în fermă. Compania Limagren are un portofoliu complet în ceea ce privește cerealele păioase. Începând de la soiuri extra timpurii, cum ar fi, de exemplu, Avenue, până la soiuri tardive, semi-tardive și tardive, cum ar fi, de exemplu, Airbus și Absalon. Avem soiuri de forță, cu calități foarte bune pentru panificații, calități superioare în ceea ce privește conținutul în gluten, conținutul în proteină. Aceste soiuri sunt, de exemplu, Airbus, Renan. Dacă fermierii din România doresc soiuri pentru biscuiți, avem soiul Arceos. Dacă fermierii din România au nevoie de soiuri săritoare, avem soiul de grâu care se numește Epos, care poate fi semănat atât toamna cât și primăvara.
Toate soiurile de grâu prezente în portofoliul Limagren au fost testate în condițiile din România pe o perioadă de cel puțin 5 ani. De asemenea, toate soiurile de cereale păioase sunt înregistrate în catalogul oficial al plantelor de cultură din România. Suntem prezenți în platforma Alcedo de la Deveselu cu 4 soiuri, dintre care 2 aristate și 2 nearistate. Rubisco, soi aristat, alături de Sacramento și Cesario și Volupto sunt soiurile nearistate. Sunt soiuri care se pretează foarte bine în toate zonele de cultură ale României. Au fost testate înainte de a fi introduse în cultură, au rezultate foarte bune de producție și calități de panificație. Ca să vă dau exemplu, deci la Rubisco am obținut producții chiar de 10 tone. La Cesario, la fel, undeva aproape de 10 tone. Chiar și pentru anul ăsta secetos, cultura de grâu se prezintă foarte bine. În general, fermierii urmăresc o capacitate foarte bună de înfrățire, urmăresc o stare fitosanitară bună ca și caracteristică de soi, care să nu necesite neapărat tratamente excesive cu produse de protecție a plantelor, iar aici grâurile REAGT în general excelează în acest sens, atât Rubisco cât și Cesario, spre exemplu, sunt niște soiuri de grâu foarte rezistente la principalele boli care se regăsesc în cultura de grâu în România, cum ar fi făinarea, ruginile brune, rugina galbenă, la septorioze, au chiar și o rezistență bună la fuzarioza spicului, chiar dacă mai un pic mai redusă față de celelalte boli pe care le-am prezentat mai devreme. Deci, în principiu, tot ceea ce ține de maximizarea profitului și efortului pe care îl fac pe parcursul perioadei de vegetație, repet, capacitate foarte bună de înfrățire, o proteină bună și costuri cât mai reduse date de această rezistență la boli și dăunători. Și anul acesta, ca și în ceilalți ani, noi suntem aproape de clienții noștri, atât fermieri cât și distribuitori. Suntem flexibili și le oferim prețuri avantajoase. Important de reținut este că genetica pe care noi o punem la dispoziția clienților noștri este în principal de proveniență centrală europeană, mai precis austriacă. E bine ca dânsii să știe, dacă nu o știu deja, cei mai mulți dintre dânsii, că sunt soiuri extrem de bine adaptate la cerințele climatice și la particularitățile pedoclimatice ale României. Sunt soiuri cu producții foarte, foarte bune, dar în principal, și ne mândrim cu asta, sunt soiuri care au calități de panificație cu totul și cu totul deosebite și aici, cerându-mi scuze pentru falsa modestie, suntem categoric numărul 1, numărul 2 din acest punct de vedere. Avem un număr de soiuri suficient pentru a-i mulțumi și pe cei care își doresc soiuri aristate și pe cei care își doresc soiuri nearistate, atât în ceea ce privește grâurile, cât și, cum spuneam mai devreme, și celelalte culturi, respectiv ors, respectiv secară, respectiv triticale. Important de reținut este că vom avea sămânță disponibilă pentru clienții noștri, vom avea sămânță de calitate disponibilă pentru clienții noștri și vom reuși să le punem în continuare la dispoziție soiul preferat, soiul favorit sau, dacă vor avea deschiderea și interesul să ne urmeze sfatul, avem și o serie întreagă de soiuri noi, mai performante, mai bune. Firma Probzor Fărzațuc România este cunoscută pentru semințele de genetică de calitate superioară, genetică premium, așa cum noi le denumim general, soiuri de grâu cu calități deosebite de panificație, dar și cu producții pe măsură. Pe lângă aceasta, noi în platformă avem, în platforma soiurilor iscusite, avem 4 soiuri de grâu, un soi de orz de toamnă, un soi de orzoaică de toamnă, un soi de orzoaică de bere și 2 soiuri de mazăre. O să vă spun pe scurt câteva avantaje ale utilizării soiurilor premium. Vorbim de soiuri cu normă redusă de semănat, deci un avantaj economic pentru dumneavoastră. Vorbim de o iernare ușoară,
plantele se întind pe sol și asta le conferă o rezistență deosebită la îngheț. Vorbim de o vernalizare prin fotoperioadă. Asta înseamnă că ele revin, ies din vernalizare în martie, când avem 12 ore de lumină pe zi și de-abia atunci trebuie să venim să fertilizăm prima dată. De asemenea, recomandăm o fertilizare fazială cu 2, 3, chiar 4 treceri în funcție de tehnologia pe care dumneavoastră doriți să o adoptați în fermele dumneavoastră. Brandul Ciproma prezent astăzi aici este un brand 100% românesc. Este de peste 25 de ani pe piață, prin stațiile moderne de la Lehliu și Fundulea, care se ocupă cu selectarea, prelucrarea și practic întregul proces tehnologic al semințelor în zona României, dar chiar și pe partea de export. Putem spune că ne bucurăm de o dezvoltare sigură, lucru ce se întâlnește și prin prezența accentuată de la an la an în fermele, chiar și fermele mari, care sunt dornice de un profit și de o muncă inteligentă. Ciproma ajută fermierul să-și calculeze singur profitul în funcție de planul pe anul respectiv, în sensul că acesta poate să cumpere baza acestui grâu premium fără redevență, lucru mai rar întâlnit între soiurile de grâu premium, dacă dorește să-și pună grâul în propria fermă și pentru a avea grâu de calitate de la un an la celălalt. Dacă dorește grâu pentru multiplicare, plătește de la început redevența per kilogram. Și avem chiar și o situație de mijloc, în sensul că dacă fermierul este nehotărât, poate să opteze pentru grâu fără redevență, urmând ca spre finalul sezonului să cumpere redevența doar pentru cantitatea de grâu pe care dorește să o vândă ca grâu de sămânță. Astfel se poate observa că o companie românească poate să ajute mai bine și să răspundă nevoilor fiecărui fermier din România. Compania Eurochem este unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din lume. Suntem prezenți pe plan global cu îngrășăminte. Producem tot ce înseamnă îngrășământ pentru nutriția plantelor. În România avem două tipuri de produse, standard și premium. Ca produse standard, să vedem doar câteva exemple, avem nitrocalcar, avem triplu 16, avem 20-20, avem DAP, avem MAP, avem MOP și multe altele. Calitatea care vine produsul, background-ul, tehnologia cu care se produce, tradiția din spate. De exemplu, brandul Nitrofosca este cel mai vechi brand de îngrășăminte din lume. Tehnologia, inovațiile de zi cu zi în îngrășăminte, se investește în inovații. Produsele standard ce aducem, le aducem pentru că fermierii încet încet vor dezvolta și tendințe către noua tehnologie. Bineînțeles că asigurăm consultanță. Aceasta este și una din principalele noastre ținte. Să diseminăm informațiile, să ajutăm fermierii să producă mai mult și să producă mai bine. Sfaturile pe care le dăm fermierilor au legătură cu tipul de îngrășământ, momentul de aplicare, cantitatea de aplicare, cultura pe care se aplică aceste îngrășăminte. Eurochem a adus în România trei branduri, Entec, Utec și Nitrofosca, branduri care sunt comercializate prin compania Alcedo. Cele trei branduri au avut parte de cercetări serioase, o investiție enormă cu scopul de a aduce îngrășămintele în acest secol și de a le putea folosi în continuare pentru a obține producții mai mari, o calitate mai bună și pentru a preveni pierderile. Această platformă este într-o monocultură de grâu, unde în mod normal încep să apară problemele de vierme sârmă. Dacă veți urmări imaginile de ansamblu și chiar și de detaliu, veți observa că nu există nici o urmă de atac a viermelui sârmă, pentru că acolo unde facem tratamentele insecticide corect la semințele de cereale și le facem în fiecare an, vom reuși să ținem sub control populația acestora. Produsul nostru se numește Langis, conține 300 de gram per litru cipermetrină, are o formulare extrem de performantă care îi determină o acoperire excepțională a seminței, dar este concepută și pentru protecția operatorului și pentru
protecția persoanelor care manipulează aceste semințe tratate, în așa fel încât nu veți avea probleme de iritare sau de intoxicare a oamenilor care muncesc cu acest produs. Produsul nostru îl recomandăm să fie folosit la tratamentul semințelor de cereale în toamnă, împreună cu fungicidele performante pe care le punem pe piață. Este vorba de Rancona 15ME, o formulare extrem de performantă sub formă de microemulsie, sau cu un produs și mai performant, este vorba de Rancona iMix, este succesorul Vitavax-ului pe care a reușit să-l egaleze. Rancona iMix mai are pe lângă Ipconazol, Imazalil, astfel încât spectrul de boli combătute este excepțional, iar doza utilizată pe tona de semințe este de 1 litru pe tonă. Pentru cultura de cereale putem să spunem că avem, de la tratamentul seminței, ierbicide, fungicide, insecticide, regulator de creștere, deci putem spune că avem toată gama de produse pentru tehnologia culturii de grâu. Bineînțeles, avem și pentru celelalte culturi, în special pentru culturile horticole. Acolo avem o gamă specializată de fungicide, atât fungicide simple, cât și fungicide în amestec, de câte două substanțe active, astfel încât să fie un spectru cât mai bun de combatere. Suntem o companie de 12 ani prezenți în România, venind în întâmpinarea fermierilor cu multispecii, adică avem produse atât pentru campania de primăvară cât și cea de toamnă. Ne aflăm în cadrul Atelier Alcedo cu anumite soiuri de grâu, de orz și triticală, avem și mazăre. Propunerea noastră pentru domnii fermieri sunt grâurile consacrate, cât și cele noi care intră pe piață. Sofru, Sotis, Sorial, venind și cu cele noi Somtuoso, Solindo și Monte Cristo, care le avem în testări și anul acesta și la comercializare. Fermierii au avantajul că aplică puține tratamente și se pretează pe toate terenurile din România. Ca și productivitate este stabilă și totodată avem soiuri care depășesc 8 tone, 10, depinde de tehnologia. Dar se pretează pe orice tehnologie aplicată atât de fermierii care sunt foarte tehnici, cât și fermierii care își doresc producții stabile și mari în ferma dumnealor. Avem soiuri stabile, avem soiuri productive, adaptate pentru toate terenurile din România. Tehnologia nu este una sofisticată și poate fi accesibilă oricărui fermier. Astăzi vă voi prezenta soiurile de grâu pe care le avem în platforma Alcedo la Deveselu. Pe această cale țin să mulțumesc partenerilor de la Alcedo pentru invitația pe care ne-a făcut-o în platforma lor și a ne prezenta soiurile de grâu. Soiul Moson este un soi semitardiv cu caracteristici foarte bune, atât pe partea de producție, dar și calități. Falado este un soi puțin mai nou, dar care se remarcă printr-un spic robust, un potențial foarte bun de producție și o toleranță la bolile cerealelor. Vă recomandăm cu încredere soiurile de cereale Syngenta pentru a avea o siguranță în obținerea profitului și o producție scontată. Austral Plus este singura soluție de insectofungicid Ready Mix de pe piață în acest moment. Este un tratament care are insecticid și fungicid, cele două substanțe care prin sinergie lucrează foarte bine și dau o protecție foarte bună culturilor dumneavoastră, atât fungicidul Fludioxonil, cât și insecticidul Teflutrin. Având în vedere limitările pe care le avem de 2 ani de zile în privința folosirii neonicotinoidelor, suntem cumva nevoiți să folosim tratamente de sămânță insectofungicide la culturile de cereale pentru a proteja și culturile de prășitoare primăvara, pentru că atât pentru floare cât și pentru porumb, foarte probabil de anul viitor nu vom mai avea derogări și atunci, dacă nu combatem viermele sârmă din cultura de grâu, primăvara cu siguranță nu vom mai putea face acest lucru pentru floarea soarelui și pentru porumb. Un lucru foarte bun, pe lângă protecția pe care oferă culturilor dumneavoastră, este și efectul fitotonic al produsului. Veți vedea o plecare mult mai bună în vegetație și o dezvoltare mult mai rapidă în prima fază de vegetație a culturii dumneavoastră.
Începând din iarnă, care a fost o iarnă secetoasă, și în primăvară, când de asemenea a fost secetos și am avut înghețuri târzii, condițiile de nutriție, să spun eu, s-au vitregit. Din cauza lipsei de precipitații, din păcate, nutriția radiculară nu a funcționat foarte bine și în anumite momente cheie ale nutriției plantelor, este nevoie să intervenim foliar. Iată, primăvara de vreme a fost nevoie inclusiv de biostimulare. Este o categorie nouă de produse, dar care se extinde foarte mult și care ajută plantele să depășească momente de stres. Dacă am avut o plecare atât de dificilă, iată, cu ajutorul fertilizării foliare, în special cu azot și fosfor, am putut repune pe direcție un pic cultura. Fertilizanții din gama Microfert, noi îi recomandăm inclusiv la tratamentul seminței. Ei sunt fertilizanți acizi, ceea ce înseamnă că vin și protejează un pic substanța activă atunci când vorbim de tratamentul seminței. Dacă vă uitați pe schemă, o să vedeți că Microfert este recomandat la tratamentul seminței 2 litri la tona de semință, înlocuind apa. De același beneficiu este și în situația tratamentelor fitosanitare, pentru că vine și ameliorează un pic pH-ul apei și reprezintă evident un plus de nutriție. Gama AlgaMax sunt biostimulatori care conțin extract de alge marine. Este practic un cocktail de substanțe organice, să zic, gata, pregătite, și acestea scutesc practic planta de a mai sintetiza, de a mai consuma energie pentru sinteză de aminoacizi, de proteine și așa mai departe. În felul ăsta este și, se vede și efectul, să zic, foarte vizibil atunci când îi aplicăm. Parteneriatul pe care compania noastră îl are împreună cu compania Alcedo, parteneriat pe care l-am dezvoltat în ideea de a ajuta și a ajunge la fermierii din toată țara, la orice categorie de fermieri, și de a putea să venim cu un serviciu integrat către orice fermă. Pentru a putea aplica aceste îngrășăminte, am venit în portofoliu cu sistemele de ghidare Trimble, care ne ajută să facem lucrările în condiții cât mai bune, fără greșuri, fără suprapuneri, fără omiteri, cu parte de implemente, distribuitoare de îngrășăminte de ultimă generație, marca Vicon. Avem în portofoliu și mașinile de erbicidat, marca Bertu, care vin în trei variante, purtate, tractate și autopropulsate. Foarte important este însă și monitorizarea, și din acest motiv prezentăm platforma GeoScan, în care putem vizualiza informații despre stadiul vegetativ al culturilor, date meteo. Integrăm în această platformă stațiile meteo de la PESEL și lucrăm la integrarea serviciului FarmTrack, care este practic un serviciu de monitorizare flotă și de gestiune a parcelelor din fermă. Parteneriatul înseamnă practic întâlnirea dintre două companii, lideri de piață pe segmentul fiecăreia dintre ele, Alcedo venind cu partea de input-uri, noi cu partea de tehnologie. Datorită parteneriatului putem oferi finanțare fermierilor care sunt deja clienți Alcedo.